2 ani, 198. Cu fufa ta și o să spune, nu știu cum zice, tare mult e. Așa figurează, 97 de lei pe 2 ani. Apoi, dacă așa e, n-avem ce face. Am uitat sau... L-ați uitat, sau am dat adresa lui ceilalți. S-a lucrat la foc continuu la finanțele locale în ultimele zile. Programul nu a fost prelungit, dar au fost deschise chiar și câte 6 ghișee deodată pentru a preveni formarea cozilor. Până acum, peste 60% din populația orașului și-a plătit dările către stat. Cetățenii municipiului Satu Mare, în ultimii 4 ani, s-au reeducat din punct de vedere financiar, fiscal și vin cu regularitate să plătească impozitele și taxe locale. Astfel, la începutul anului, cetățenii au plătit pentru a beneficia de bonificația de 10%, aproape 45% din numărul lor a venit și a beneficiat de bonificație. Peste 60% la ora actuală și-au plătit integral datoriile la bugetul municipiului Satu Mare. Încasările realizate până acum se ridică la 174 de milioane, din care administrația se poate folosi de 22 pentru gospodărire și investiții. Cei care până astăzi nu au reușit să-și achite dările către stat vor plăti penalizări. Începând cu data de 1 octombrie, se vor percepe majorări de întârziere de 2% pe lună pentru tot debitul restant. Dacă sădmărenii s-au grăbit să-și plătească taxele datorate, firmele nu s-au înghesuit. Ca în fiecare an, doar societățile care participă la licitațiile organizate de către stat își achită impozitele în primele luni pentru că au nevoie de certificatul fiscal.